pe acel numitul Rareș Bogdan, zis și Anexi. M-am băgat puțin pe vlog aici, pe toată lumea. Bă! Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou vlog. Suntem la blocul unde ne-am mutat și o să facem câteva cade pe aici și câteva nebuni. Hai să vedem ce se întâmplă. Intră tu primul, mă. Intră tu primul. Gata, băieți, am ajuns la apartament și o să fac așa un fel de turul apartamentului și o să vă arăt în mare parte cam cum e treaba cu apartamentul. Ideea e că mobilă nu prea avem momentan și trebuie să ajungă până la 1 decembrie, 10 decembrie, când preconizăm noi că o să ne mutăm. Așa că, băieți, hai să începem cu ce ne interesează pe noi cel mai mult, cu camera de gaming. Bineînțeles, noi asta. Așa, mă, băieți, am întors microfonul spre mine. Ce, mă, unică, tată, mă? Ce, mă, pufuletele, nu, tatea, mă, bă? Bă, pufuliciule! Am întors microfonul spre mine să pot filma un pic pe aici să vă arăt. O, dar pe balcon bate un vânt super tare. Avem aici mare priveliște. Avem mare cartier aici de blocuri. Bucătărie, sufragerie. Asta o să fie sufrageria noastră. Avem momentan doar lustrele puse și ceva chestii pe aici pe care le-am adus noi. Ușa de la intrare, care m-am chinuit o grămadă să o schimb. Așa. Și avem aici camera de gaming. Nu știu cum să o iau eu cel mai bine să se vadă. Și o să încerc să vă explic. Probabil că pare destul de mică din video, dar undeva aici o să vină biroul. Deci undeva aici o să vină biroul pus frumos. Pe aici o să am acel suport. Nu știu dacă îl vedeți. Este un suport de 4 monitoare, care o să-l pun undeva aici și o să facem în camera asta dita mai suportul de... Am pus ceva cu foarte multă lumină, cu multe LED-uri, ca să fie o lumină super tare aici. Cam așa arată camera de gaming. Și aici o să punem birou de gaming și asta o să fie toată camera, iar atunci când nu vrem să ne mai jucăm, camera de gaming va sta închis acolo cu minte. Așa, băieți, plecăm de la camera de gaming și intrăm aici unde va fi dressing-ul nostru și cu becul ăsta șmecheraș. Destul de măricel și aici, chiar dacă nu știu dacă se vede în video, vom avea loc aici să facem un dita mai dressing-ul cu răftulețe, cu nebunii, cu hâți, Johnule, cu d-astea. Din dressing-ul nostru mergem în bucătărie, unde ne-a furat cineva mobila, să știi. Unde nu avem mobilă exact, mobila de bucătărie încă nu a venit, sperăm să vină cât mai repede. Așa, avem acolo expresorul meu magic,
cu care vreau să beau o grămadă de cafele pe viitor, dacă îmi dădeau Philips aera. Avem frigiderul nostru magic, cu toate chestiile pe unde am fost și pe unde n-am fost. Așa. Hăți, Johnule. Așa, avem frigiderul. Frigiderul l-am pus pe modul vacanță, pentru că oarecum este goleanul. E pus pe modul vacanță. Congelatorul bagă la greu acolo, dar și el e gol. Așa. Lustrele foarte frumoase, le-am ales pentru bucătărie. Avem centraleanul. Aici mai am două plăci de faianță pe care trebuie să le pun aici. Stai să pun aici. Trebuie să le pun în continuare, pentru că așa o să vină mobila de bucătărie. Aici o să vină un soldat, cuptorul, microunde de sus. Avem blatul, ghiuvetă undeva pe aici, plita, trebuie să fie și mașina de spălat vase pe aici. Și aici o să continue blatul până pe aici, cu corpurile acelea suspendate sus acolo, hâț, și deasupra frigiderului un pic. Și o să, oricum, o să revin cu un update, să zic așa, a turului de apartament, în momentul în care se mai strânge ceva mobilă. Becurile sunt murdare, sunt foarte murdare becurile, pentru că după ce, chiar și lustra, cred că e, după ce am pus-o, n-am mai avut timp să facem curat. Mai avem aici un holișor unde o să vină mașina de spălat și aici vrem să închidem tot așa undeva. De aici să închidem cu dulap, să facem... Și aici este baia, băieți. Este într-o continuă reparație aici. Cu aceste luminițe super șmecherașe. Așa se vede de aici, așa. Baia e destul de micuță, băieți, este o baie așa pentru simpluță, fără cabina de duș. Și aici avem dormitorul, băieți, care este singurul care a ajuns la timp, să zic așa, aproape la timp, că cei de la MUP Expert au avut grijă să ne lase cu câteva reparații pe care au vreo 5 săptămâni în care vor să-l facă. Avem aici comoda, patul, care are o saltea în buline, așa, e îmbulinată cum ar veni. Așa, cam așa și arată dormitorul nostru. Noptierele, dulapul, lustra magică. E pe două nuanțe, stați așa să vă arăt. Avem o dată lumină caldă, cred că asta o să fie folosit cel mai des. Și avem o dată și lumina rece, lumină mai puternică. Ia să las eu pe amândouă aprinse acum. Marele șifonier cu răftulețe aici, hâț, hâț, hâț. Cu Winnie, cel mai șmecher cățel în viață. Ce bă, tată, bă, ce bă? Ce bă? Cam asta e dormitorul, băieți. Și cam asta... Bă, ce faci, mă, acolo, nebunule? Bă, bă, ciocoflender. Cam asta e treaba, băieți, cu cei care au vrut să vadă turul apartamentului. Și cu lustrele noastre de pe hol, care au ieșit foarte drăguțe. Sperăm să... Să terminăm cât mai repede, băieți, cu treaba asta, să ne mutăm și noi pe la 1-10 decembrie. Să ne mutăm în camera de gaming. Abia aștept să ne mutăm aici, băieți, să facem live-uri beton de aici. Să țipăm, să... Uaaa! Cred că vreau să pun pe pereți ceva. Bine, nu neapărat acum, puțin mai încolo, să pun pe pereți acolo ceva, nu știu, triunghiuri, romburi, habar n-am, cu, sau un pătrat întors, gen, bine, tot aia ar veni, din burete de acela fonic, cred că s-aude destul de tare, mai ales fiind rigips, uitați, fiind rigips,
se aude destul de sunetul, sau destul de ciudat. Ce, mă, unică, tată? Ție, băiatul, tata? Ție? Vrei la camera de gaming, tu nebunule? Ha? Băieți, să nu râdeți de coiosul lui tata, că el e un cățeluș cu foarte mare personalitate. Nu stă să fie pieptănat, nu stă să fie tuns. Este un cățeluș foarte iubăreț așa, e foarte de treabă el ca și cățeluș, dar trebuie să fie așa rebel, să lasă să facă ce vrea el, când vrea el. Nu, mică tatea, nu cu eu și lui tatea. El e numai după mine acum, ce-i mă tatea, mă, ce vrei? Ha? Ce? Gata, băieți, cam acesta a fost turul camerei. Vrem să facem niște cappuccino acum, să facem niște cappuccino la expresor ăla, dacă tot am venit pe aici. Să bem un cappuccino și cam asta a fost. Vreau să lăsați părerile voastre acolo, mai ales despre camera de gaming, care părerea mea e că, adică atunci când am ales apartamentul ăsta, adică a fost un plus pentru mine că el avea această cameră care era destinată oricum pentru dressing și o pot face cameră de gaming, astfel încât atunci când am închis ușa, casa asta nu o să mai fie o casă de gamer, mari gamer și de nebunii, și o să fie o casă super normală. Hai să facem niște cafeluță. Gata, mă, băieți, am făcut și cappuccino, l-avem pe Uine aici, mare vagabond, care crede că e la el acasă aici. Oțu, tate, oțu! Oțu, oțu, oțu! Așa, păi, tate, păi, 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 pe mama lor! Păi, ce limbuc mi-a dat, băieți! Avem aici și un globuleț de Crăciun. Tic-tac, uite-te în ochii mei și numai în ochii mei. Când acest globuleț se va opri, vei apăsa butonul de like. Pum! Apasă butonul de like. Are asta o energie în el, băieți. S-a pus cu cioaca, așa stă el mereu, nu știu dacă se vede. Uitați-l cum stă cu cioaca de asfalt. Ce mai mă, te transform? Băi, el e cea mai mare vedetă la casă. A, el se dă în spectacol acum, băieți, m-am prins. Băieți, am vorbit cu Anexis când am plecat de acasă și am zis, băi, o să te sun. Și el era ceva de genul, nu mă suna, nu mă suna, că nu-ți răspund, că nu știu ce. Și am zis, băi, te sun. Și până la urmă asta o să fac, o să-l sunăm pe cameră. Să vedem dacă răspunde. Nu răspunde. E pusi, băieți, nu răspunde. M-auzi? Bă, ce faci, mă, Anexis? Băieți, îl avem aici în Ava în premieră, pe vlog, pe acel numitul Rareș Bogdan, zis și Anexis! Vagabondul cel mai tare băiat de pe live-uri. Ce? Ia uitați, el e medaliat, să știți, e foarte mare boxer, într-o zi a bătut doi oameni. Aplauze, vă rog frumos, pentru omul bun la toate, pentru Anexis! Încă o dată aplauze! Ce-a făcut, mai căzut? Nu, mă, mi-a tras scaun. Băi, vrei să transmiți ceva la vlogul meu, Anexis?
ce, nu prea am ce. Sunt foarte mulți oameni care te urmăresc, foarte mulți oameni care țipă după tine când intră Anexis! Anexis! Nu știu, ai ceva să mă... Da, vreau să te întreb, Anexis, chiar mă gândeam să te întreb ceva. Cum stai cu dragostea? De la foarte bine sus. A, ești bine, a? Da. Nu, păi ce să zic, dacă nu-ți merge bine în dragoste, în astea, ești giger. Ești foarte... Ești foarte serios, așa, nu știu cum să zic. Serios? Da, ești foarte serios. Vino mai aproape la webcam puțin. Ia zi. Așa, ca să te vadă gagicile. Dacă, băi, fetelor, dacă e vreo gagică care se uită la vlogul meu, să știți că Anexis este liber. Mi-a dat telefonul la fete. Am emoții, crede-mă că am emoții. Gata, mă, băieți, am vorbit și cu Anexis. L-am băgat un pic pe ăsta și m-am băgat puțin pe vlog aici, pe toată lumea. Bă, bă! Poți ceva camera? Băieți, cam asta a fost. Am fost și la apartament. Avem pe băiat acolo, mare jumecher. Uini, ce faci tata? Am fost și la apartament, băieți. Am fost cu un tătrar pe aici. Am arătat în mare parte cam care-i treaba. Nu uitați de like acolo, nu uitați de subscribe. Și noi ne auzim în vlogul următor. Pa! In up your stroke, she drop like flies. My foes ain't nothing. Peer pressure gang, got this under control. They whine. Look into my eyes and you will see there is something deep inside. The darkness can't hide. Approaching me deadly, the madness subsides. You enter my zone and it turns homicide. You fuck with me, bitch, now your ass on the line. Hit the shot, pull the stain on a cop. Fuck the laws, all the flaws, all because of the guap. Too thick, never stop. Turn the water to a plot. Think this motherfucker burned as I sit back and watch. Deep below, I'm slowly cruising. Causing confusion, your thoughts of illusion. Into my world and you'll see what's been proven. The end is now coming, you cannot remove it. Kill, hey, fuck with your fate. My essence of evil is shown in your face. The ones that appear on my head, they are placed. The crown of flames, I am here to erase. Front and suckers, I just crush them. Living like scour, I devour any buster. Stressing my actions, get left in the dust. When the brain of my terror starts to do something. Ain't no attention, motherfucker. Let me break you off some.